Bogdan, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Mulțumim, domnule Rareș Bogdan, pentru prezența. Bine ați venit. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru prima dată la o emisiune care o urmăresc de mult timp. Ați venit direct din ședința legată de bugetul pe anul 2024 și o întrebare, domnule Rareș Bogdan, este dacă s-a aprobat și majorarea salariilor demnitarilor cu 5% anul viitor. Nu. Nu va fi creștere la demnitar de 5%, în schimb va fi un buget care, în condițiile date, părerea mea că arată mult mai bine decât estimam în urmă cu ceva timp, având în vedere că reușim să obținem banii pentru creșterea la Ministerul Educației de la 35 de miliarde la 57 de miliarde, că avem banii, avem 212 miliarde, toate creșterile estimate la pensii, ajutoare sociale, că avem investiții, creștere la bugetul Ministerului Dezvoltării de 7 miliarde buget de investiții, în special Anghelsen. Păi o parte din măsurile fiscale pe care le-ați analizat aici toată vara și pe care noi le-am discutat toată vara, cel aprobat, pachetul fiscal aprobat în data de, la începutul lunii septembrie și pe altă parte din, sperăm din tot sufletul că din combaterea evaziunii fiscale vom reuși în sfârșit, chiar dacă nu se vor monta toate scanerele așa cum ar fi normal, cele 26 cumpărate, ci doar 3 până la sfârșitul anului și încă 2 în luna ianuarie, dar cred că din 4 milioane de containere care au uitat în portul Constanța și au fost scanate doar 7.000... Fiecare guvern a dus această luptă cu evaziunea fiscală și niciun guvern a reușit. Dacă nu vor fi colectate venituri, n-ai cum, dacă e în buget și știți foarte bine, doamna Malache, vom avea acești bani pentru că altfel, cel puțin creșterea de 13,8, prima creștere la pensii, cea din 1 ianuarie, e indexare datorită inflației, generată de inflația din 2022. Haideți să vorbim aplicat. De unde luați bani pentru salariile bugetarilor cu 5%? Nu dăm salarii, nu creștem, nu creștem la demnitari. Nu creștem la demnitari. Toate, deci pachetul fiscal... Știe și ministrul Boloș că nu creșteți la demnitari, pentru că în ordonanța scrisă la Ministerul de Finanțe este inclusiv cu 5% creștere la demnitari. Domnule Rareș Bogdan, încă în documentul de la Finanțe, această creștere de 5% a salariilor demnitarilor există. Încă în document. În document, da, dar n-a fost pus în... Uitați-vă în transparență. Cine a scris că vrea să dea 5% creștere? Eu nu sunt în Ministerul Finanțelor, să pot să știu. Tot acela care a scris și modificarea la contribuția pe pilonul 2. Ministrul Boloș? Nu a fost ministru. Dar cine scrie la Finanțe? Ministerul Finanțelor, sunt mii de oameni acolo. Dar cine nu știu scrie? Că încă n-am fost ministrul Finanțelor. Când o să fiu, vă pot spune cine scrie. Deci, ține de unde luați banii pentru creșterea salariilor bugetarilor deci, cu 5%? 5% la pensii, indexarea la salarii. 13,8% la pensii, indexarea din ianuarie, plus diferența din 1 septembrie, recalcularea. Deci ați găsit bani și pentru recalculare, că aveați dubii și spuneați că n-au ieșit pesediștii că... Erau 2 miliarde. Nu, a fost greșit. Acolo doamna ministru a muncii și domnul ministru a finanțelor au comunicat în ședința de coaliție o sumă și în realitate suma pe respectiva creștere, pe recalculare era de doar 10 miliarde. Doar. E mult, 2 miliarde de euro. Dar 10 miliarde poți să găsești la un buget de talia României. Haideți să înțelegem ce crește. Deci cresc salariile bugetarilor cu 5% de la 1 ianuarie pentru toți bugetarii 1,2 milioane. Acolo unde sunt negociate. Și cam ce impact bugetar are această măsură? Trebuie să întrebați pe cei de la finanțe. Cu tot respectul, știu cifrele mari de buget, dar nu mă ocup de partea aceasta. Ați retras creșterea salariilor demnitarilor. După scandalul dintre PNL și PSD. Nu e un scandal. Era firesc să nu crești la demnitari. Acum, chiar dacă salariile de demnitari nu sunt cele mai mari din Europa, nu e normal să crești în situația în care e România. Cineva a vrut să strecoare, domnule Rareș Bogdan. Mai multe lucruri au încercat să strecoare. Nu vă spun câte au fost scoase de acolo, dar au fost mai multe lucruri care arătau alte prost. Lucruri? Nu fac dezvăluire. O să vă spună Marcel Boloș, invitații, l-a fost la dumneavoastră aici în platou, înaintea mea. Și dacă nu ieșea public această ordonanță și trăgeam un semnal de alarmă că vor crește salariile demnitarilor cu 5% în plină criză. Să știți că uneori, fac o dezvăluire, uneori ele apar pentru a vedea și impactul public și dumneavoastră ne ajutați în acest sens. Deci dacă nu se revolta sens. Nimeni, le creșteați salariile. Eu sigur nu. Eu sigur nu. Eu sigur n-aș fi crescut. Ați scurs acest draft din Ministerul de Finanțe ca să testați public această măsură să vedeți reacția publică. Nu știu situația acestuia. Știu doar că de-a lungul timpului pot să procedez și în felul ăsta. Comunicațional. Bun. Haideți să ajungem la profesor, domnule Rareș Bogdan. Vă rog. Aici e foarte important. În ordonanța de urgență pe care a aprobat-o guvernul din care partidul dumneavoastră face parte, nota de fundamentare se scria 50%, da? De la 1 ianuarie 2024. Creșterea ca totală diferență, e de 60%. Ca creșterea totală dintre salariul actual și cel prevăzut în grila de salarizare. Vorbiți de negocierea
care a dus negocierea care a dus la încheierea grevei din luna iunie-iulie. Spun ce scrie în document. Creșterea ajuns la 13%, 13% în 1 ianuarie, 7% în 1 august, iar dacă vă uitați pe creșteri, veți vedea că este o creștere mai mare de 50% total, din 1 iulie până în 1 august 2024. Păi da, dar în document ați scris acest proces. N-am scris eu documentul, eu vă spun că creșterea totală este mai mare în cea mai mare parte. Pentru profesor, domnule Răzvan? Nu, nici într-un caz. Nici într-un caz. Creșterea a fost una dintre preocupările și liniile roșii pentru Partidul Național Liberal, să reușim să creștem ceea ce premierul Nicolae Ciucă, atunci premier Nicolae Ciucă, a promis în documentele negociate cu... Credeți că n-ar fi reacționat cei trei lideri de sindicat sau profesori în cazul în care fost o păcăleală? Nu, nu este o păcăleală. Dar le tăiați voucherele... E cea mai mare creștere în 33 de ani într-un singur an. Le tăiați voucherele pentru materiale didactice de 1000 de lei. În 2024 nu se mai dau acele vouchere. Nu, stați puțin. Le-ați dat doar atunci ca să încheie greva. Nu. Sunt anumite facilități, anumite chestiuni care s-au să-i introduc, altele care se scot, dar nu poți să vorbești nici într-un caz de umilirea profesorilor sau de faptul că profesorii nu primesc ceea ce merită. Care trebuie și mai mult, sunt de acord cu dumneavoastră, atât s-a putut acum. Trebuie să știe că în anul 2024 acel voucher nu se mai dă. În 2024 vor primi încă 20% față de ceea ce au primit până acum. Fără voucher garantat. De 1000 de lei pentru... Nu știu, chiar trebuie să o întreb pe doamna Deca. Didactice. Dacă îmi spuneați, o întrebam la intrare, să o întrebăm în pauza publicitară. Bani pentru chiar pensii ați găsit, domnule Răș Bogdan, domnul ministru al finanțelor pentru? A făcut... Pentru pensii. Da, în momentul în care a dat aprobarea pe acea legea pensiilor, de a făcut o întreagă listă de observații. Din măsurile fiscale pe care le-am aplicat în pachetul fiscal, prin pachetul fiscal. Am găsit. Păi, acum indexarea de 13,8 e acoperită. Dar acum două săptămâni cum nu erau bani și acum sunt? Ați găsit și pentru indexarea cu 13,8 și pentru recalculare? Nu. E vorba de primii bani. Deci e vorba de banii care vor, pe care vor primi toți pensionarii României, cei 4,83 milioane de pensionari, la 1 ianuarie, acea indexare cu rata inflației din 2022, 13,8%. Pentru această indexare de 13,8 bani siguri, clari, cum am spus de la început, există bani. Și pentru... cele 2 miliarde de euro pentru... Adică ceilalți 10 miliarde, pentru... 2 miliarde de euro, acolo banii Marcel Boloș ne-a garantat că banii vor fi, există până în luna septembrie când va fi aplicată din măsurile, pe de o parte din măsurile de combatere a evaziunii fiscale, pe de altă parte din alte măsuri. Dar acum nu există. Nu există, altfel nu poți să-i bugetezi. Bugetul nu va trece până la Crăciun dacă n-ai banii. Suntem în situația în care am fost și în acest an. V-ați dat seama undeva prin luna martie-aprilie. Nu noi am făcut bugetul. Am atras atenția la dumneavoastră în emisiune că bugetul a fost proiectat și cu oarecare deficiență. Se poate repeta. Eu zic că nu. No. Deci spuneți așa, nu banii sunt asigurați pentru indexarea cu rata inflației. 100%, garantat. Da, de la 1 ianuarie. Păi, dumneavoastră ne scrie niște venituri preconizate. Păi acum, dacă acum nu iertați într-un așa buget, se face așa se n-ai face, ce da. Face, trebuie să pui dar venituri preconizate. Dar ăștia 40% aveți acum pe masă ca să vorbesc mai plastic. Avem altceva. Avem în România, trebuie să știe telespectatorii și dumneavoastră, există astăzi 940.000 de pensionari care au o pensie de 1200 de lei, de 240 de euro. Extrem de mică, cea mai mică din Europa. Există încă 2,2 milioane de pensionari care au pensii de până în 400 de euro, adică până în 2000 de lei, și încă 1,2 milioane de pensionari care au pensii până în 3000 de lei. Deci pensionarii României care au pensii până în 600 de euro, adică până în 3000 de lei, sunt 4,4 milioane de pensionari din 4,8 milioane. Diferența de 387.000 de pensionari au pensii peste 3000 de lei. Este cel mai mic procent de la nivelul Uniunii Europene cu pensii mai mari de 600 de euro. Deci atunci de ce ați fost? Noi, sigur că am încercat, am avut discuții la nivelul coaliției, ca acest procent de 13,8 să nu se aplice pentru toată lumea, adică și pentru cel care are 1200 de lei sau 2000 de lei și pentru cel care are 18.000 de lei. Și pentru pensia specială. Din păcate, nu s-a putut, pentru că era... se ataca la Curtea Constituțională și riscam să ne anuleze întreg demersul și practic toți cei 4,8 milioane de pensionari să aibă de deci pierdut. Deci dumneavoastră credeți în acest moment în promisiile și în garanțiile date de Ministrul Finanțelor? De ce râdeți? Nu râd deloc, da. Astăzi tocmai deci, am spus la intrarea în sală de ce că-l iubim spus cu da, l-ați ironizat. Astăzi nu i-am spus că-l iubim. Le-a spus că-l iubim, că și-a făcut treaba Marcel, și că te iubim și te iubește și Nicolae Ciucă. Și Florin Roman.
E adevărat că l-ați oprit pe Marcel Boloș să plece din funcție, spunându-i că trebuie să stea să facă bugetul și apoi poate să plece? Nu, l-am oprit pe Marcel Boloș atunci când era supărat să-și facă treaba așa cum trebuie să-și facă toți miniștrii. Și le-am spus colegilor mei să nu-i mai tot mulțumească să-l felicite, că nu poți felicita un om, că nici eu n-am de ce să vă felicit că vă faceți treaba, sau pe domnul cameraman că își face treaba. Asta e treaba noastră. Da, e, adevărat, treaba... e adevărat că a vrut săptămâna trecută să-și dea demisia și amenința pe grupul PNL? Acum, sigur, în discuțiile dure mai există astfel de... Dar e un om rațional și un om care face ceea ce trebuie. În am încredere mai mare că bugetul demisia pe care Marcel Boloș l-a desenat, l-a realizat, e mai bun decât bugetul trecut. Asta cred. Ce am înțeles eu, domnule Rareș Bogdan, ca să înțeleagă și oamenii? Pentru 13,8 de la 1 ianuarie majorarea exact pensiilor există banii, dar pentru sediului... 40% trebuie să mai vină ministrul să indice sursa de finanțare. După cum știți, Bogdan, că nu aveți bani aici. După cum știți, pentru aici există o problemă. Care? Pentru că unul la real, deci vor fi pensii care vor crește cu 63% sau cu, 8, mai mare cu 82%, iar altele care vor crește cu 1% sau cu 4%, depinde, este o medie. Și media va fi de 40%? O medie. Deci ce vă pot spune... Media va fi de 40%, da? Părerea mea că va fi mai mică. Ce vă pot garanta este 13,8 și probabil și acești 2 miliarde din luna decembrie, din luna septembrie. Faceți calculul, s-ar putea să nu fie acolo. Stați puțin, e pentru că vine FMI, domnule Rareș Bogdan, vine Fondul Dar la Monetar unii vor fi de 40, la unii de 60, la unii de 4. Da. Vine FMI joi în România, fix pe această creștere de 40% în medie pentru 3 milioane de pensionari din septembrie prin recalculare. Varianta cu e care pentru vine... 3 milioane, ai spus foarte corect, da, pentru că pentru 1,8 e mult mai mică. Exact. FMI vine cu propria variantă și anume să se dea acest procent eșalonat în două sau trei tranșe. Este de acord PNL? Este de acord ministrul finanțelor? Chiar asta sunt, a propus. Nu, deja sunt două tranșe. Este o tranșă de 13,8 separat și o tranșă de, vorbim, tranșă de recalculare în luna septembrie, care înseamnă undeva la 10-11%. Să dă o dată sau să dăm mai multe tranșe? Nu, să nu considere domnii pensionari care ne privesc că toți vor primi 80. Absolut. Maximum de creștere e 82% în cazul unor pensii, nu se foarte multe. Se va da într-o singură tranșă sau nu, mai multe? Nu, nu mai, n-ai cum să-i, pentru că deja prima tranșă o dai în ianuarie. S-a deja din, acest, din procentul de 40 sau de 30 sau de 20 a extras 13,8%. Haideți de ce FMI-ul sau de ce FMI-ul spune FMI-ul, că... Acum vă spun ceva. Sunt un om care stau la Strasbourg și Bruxelles. Calendarul nu pe care l-a stabilit. FMI-ul poate să vină să ceară. Noi trebuie să avem argumente. Pentru că toți ne-au spus că nu putem renegocia deficitul. Recalculările spus, din putem... septembrie se dau o singură tranșă. Dacă ai argumente, negociez cu Bruxelles. Mai întrebăm o dată ca să răspundeți noastră. Recalculările din septembrie se dau o singură tranșă sau două, trei tranșe, nu, cum a și propus ministrul finanțelor? Din septembrie se dau o singură tranșă. Dar recalcularea integral din septembrie, adică e foarte importantă. Adică pensia care va crește cu 80%, va crește odată cu 80%. Va cel care cu, va crește cu 5%, va crește și în fiecare 5, pentru că deja 13,8 e indexat. Bun, a, deci se scade indexat. Bineînțeles, nu le dai, e toată creșterea pe anul viitor. Dar nu vreau, oamenii trebuie să fie informați, să nu considere acum pensionarii României că vor avea pensii majorate toți cu 80%. Ce le putem garanta, cum dar media spus, va fi undeva, PSD spune 40%, dar spun că va fi media mai mică. Domnule, da, Rareș Bogdan, ideea este că ministrul noastră de finanțe, dar susținut unii, de 3 PNL... milioane vor avea 40. Ministrul deci de finanțe susținut de PNL, când a dat avizul, da, pe legea, da, pensiilor, la care știu oamenii cât și-a calculat fiecare hectare de... Da? Da, cel, da, pe care îl iubiți. Pe care îl iubiți noastră. Chiar a zis acolo, e una dintre propuneri, să se dea eșalonat. Acum vine, nu, și femeiul și spune, nu, că statul trebuie să dea eșalonat. Deja, se vor da eșalonat. Este o eșalonare pe parcursul anului viitor. Implicit datorită acestei indexări de 13,8. Dar nu există un satâr, nu există niște condiționalități pe care femeii, Banca Mondială, Comisia Europeană să vină să spună doar așa, altfel nu. Păi dacă era așa, coboram plafonul la micro-întreprinderi la 60.000 cât a cerut Comisia. Și în continuare e 500.000 și așa va rămâne. Ajungem și acolo unde... În continuare, măream impozitul la micro-întreprinderi cu prag de 30% de profitabilitate. Sau introduceam 16% la impozitul pe dividende și nu... Ajungem și acolo unde ați triplat impozitele. Deci nu facem totul, pentru că dacă duci argumente în fața reprezentanților Comisiei și te duci cu oameni pregătiți, vă asigur, am participat la astfel de negocieri, nu sunt opaci, nu sunt
imposibil. Doar trebuie să aduci argumente logice. Bun, domnule Răș Bogdan, recapitulăm. Deci asta spuneți că nu va fi 40%. Eu am venit media să vă de Schengen și asta mă țineți în pensie de parcă... Nu stați departe de noi, apropiați-vă ca să confirmați ceea ce ați spus. Încântat. Sper să nu se uite doamna mea, pentru că în momentul ăsta sunt unul dintre cei mai invidiați bărbați ai României. Nu schimbați subiectul, că nu merge, domnule Răș Bogdan. Spun. Deci 40% ați spus că nu. Va fi undeva sub 30%. Nu, nu, nu. 3 milioane. Media. 3 milioane. Aproximativ 3 milioane, 3 milioane, aproximativ 3 milioane vor primi această creștere de 40%. Medie. Medie. O dați tot odată? Nu, păi tocmai a spus că nu e media, că 26% e media. V-am prins. Mai avem 1,8 milioane, în România sunt 4,8 milioane de pensionari. Da. Din acești 4,8 milioane de pensionari... 3 milioane vor primi 40%. Alții, medie, da. Medie. Ce vă medie. Pot garanta este că toți cei 4,8 milioane vor avea creșterea de 13, deci 14%, 13,8%, da. Toți de la pensia cea mai mică la pensia crește cea mai mare. De pensie, acolo iar, că acolo este indexarea. Da. În rest se face recalculare. Da. Recalcularea pentru unii 82%, pentru alții 0%, pentru alții 2. Nu există zero de creștere media, pentru banii Răș Bogdan. Întrebarea e simplă. Care pentru e media? Ați spus că este milioane sub 30%. Deci, din punctul meu de vedere, media, dacă ne uităm, și pentru ceilalți, nu doar pentru cei, este undeva la sub 30%. Deci sub 30%. Asta e părerea mea. Poate greșesc, vă face calculația. Dumneavoastră spuneți dar contrar... vor fi cu 40, vor fi cu 60, vor fi cu 80. Contrar a ceea ce spune ministrul muncii, doamna Simona Bucură Oprescu. Sunt convins că dânsa va face calculele cele mai potrivite și o să vă spun ce... V-a convins în ședințele coaliției de guvernare? Vi se pare că v-au convins calculele domniei? Suntem în postul Crăciunului. Și nu doresc tensiuni în coaliție. Vreau ca coaliția să funcționeze. Bine în ianuarie, după ce se termină postul și sărbătorile. Dar puteți și să vă exprimați o părere. Dacă v-au convins părerea mea este că avem prezentate. Buget până de Crăciun, ceea ce e foarte important. Da. Și avem investiții, avem bani de investiții și nu și am reușit să scoatem anumite măsuri fiscale. Nu mai vreți scandal în coaliție, spuneți? Nu vreau scandal în coaliție. Deci îl iubiți și pe celălalt Marcel acum? Sau? Acum chiar pe toți să iubim. Va primi Marcel Ciolacu la coaliție cum să mai nu? Nu primească. Nu, că acum, uite, e coaliție și eu sunt cu dumneavoastră. V-ați schimbat ceasul ca să vă primească. Dar de ce? Credeți că asta e problema? Ne arăta și ceasul imediat. Bun, e pentru prima dată când noastră spuneți că din aceștia 80%, cât vor unii primi vor unii, avea 80, unii dar nu vă închipuiți că sunt foarte mulți, să nu cumva să creadă pensionari. Cum? Se scade acest procent de 13,8. Da. Deci pentru prima dată când spune cineva... Și ce rămâne? Lucru, se dă tot o dată? Sau dacă vine femeiul și zice dați în tranșe, asta femeiul, face guvernul? Femeiul sau orice instituție internațională, financiară internațională, vine și negociază. Dacă vii cu argumente în fața lor și le explici că nu se poate din cauza condițiilor din România financiare economice, că nu se poate din cauza faptului că deja am venit cu anumite măsuri care au afectat și a scăzut puterea de cumpărare a populației. Nu sunt absurd, dar trebuie să prezinți aceste soluții, trebuie să prezinți aceste argumente. Atâta tot. Deci se dă 13,8 în ianuarie. Ăla este pentru toată lumea 1 ianuarie 13,8. Și de recalcularea în septembrie 1 septembrie. Toată. 1 septembrie pe noua legea pensiilor. Toată, nu în tranșe. Nu, toată. A spus că știți cifrele macro pentru macro. Bugetul de anul 2024? Ce vă pot spune că sunt fericit că, de exemplu, pe investițiile din zona rurală, inclusiv pe aducțiunile de apă canal, pe poduri, podețe, școli. Uite, sunt foarte încântat, de exemplu, le spuneam celor din Cipru, unde, cu care m-am întâlnit sâmbătă seara, sau celor din Moldova, cu care m-am întâlnit vineri seara, sau celor din Madrid, cu care m-am întâlnit joi seara, că atunci când veneam în platourile dumneavoastră în urmă cu 4 ani în campanie electorală, înainte de cele 3 guverne succesive liberale, existau 2.600 de școli din 16.500 de școli care aveau toalete în curte. Acum, după 4 ani de guvernare liberală, încă mai există 148. 148. Restul de 2450... Totul rușinos este, doamna Răș Bogdan, că încă mai avem toalete... Da, 148, nu 2600. Da. E rușinos că avem. Dar nu mai avem 2600. Avem... Și știți cu ce s-au făcut? Cu banii europeni, apropo de Europa. Vreau să știți mergem mai departe. Știți că fără banii europeni, fermierii români, cei 820.000 de fermieri români, intră în faliment, că primesc subvenție directă 2,3 miliarde. Apropo de Europa pe care o înjură unii și alții. Fără bani europeni, Clujul a luat 4 miliarde. Fără bani europeni, Clujul nu se putea dezvolta. A luat bani mai mulți decât Cipru și Malta la un loc. Oradea 2,5 miliarde. Haideți să vorbim despre Schengen, domnule Răș Bogdan, pentru că e foarte important. Suceava 1,5 miliarde.
Ce se întâmplă și cu Schengenul? Puteți să ne spuneți pierderile pe care le are România pentru că nu intră pe cale. Între 1,5 și 1,7% marea pierdere la Schengen este pe rutier, feroviar, din cauza fluxurilor de mărfuri. Haideți să vedem declarațiile făcute astăzi de premierul Marcel Ciolacu, de președintele partidului noastră Nicolae Ciucă, o contradicție la București cu privire la acest anunț făcut de Austria. Vedem declarații.